Now, you can cut the ends off and give them more life. You know, sometimes we get trimmed a little bit, don't we? Uneori se mai ajustează vița, se mai taie pe aici pe acolo. Now, let me explain something to you. Hai să vă explic ceva. You're in Christ, and Christ is in you. Tu ești în Hristos și Hristos este în tine. Now, he's not in his physical body in you. El nu se află în trupul lui fizic înăuntru tău. Matter of fact, in this chapter of John 14, de fapt, în acest capitol din Ioan 14, it starts off with this. Începe cu versetele acestea. Let not your hearts be troubled. Să nu vi se tulbure inima. You believe in God? Aveți credință în Dumnezeu? Disciples, oh, yeah. Ucenicii au zis, da. And Jesus said, well, believe in me also. Și aveți credință în mine, de asemenea. He said, I go to my father's house. Mă duc la casa tatălui meu. Boy, just what a promise. In my father's house are many mansions. Ce promisiune minunată. În casa tatălui meu. If it were not so, I would have told you. Sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. And then he said, I'm going to prepare a place for you. Și apoi le spune, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Wow, good Lord, good. E bine, Doamne, e bine. They're still pretty sad though, because he's going away. Dar încă erau destul de triști pentru că el se avea să plece de la ei. But he tells them over in the next chapter. Dar le spune în capitolul următor. He says, listen, it's for your good that I go away. Ascultați, este pentru beneficiul vostru să plec. Or 16. Sau 16. It's for your good. Este pentru binele vostru să plec. It's expedient for you that I go. Este pentru binele vostru că plec. Because if I don't go, pentru că dacă nu mă duc eu, I won't be able to send the Holy Spirit. Nu o să fiu în stare să vă trimit pe Duhul Sfânt. Another comforter. Un alt mângâietor. Me, but in my spirit. Eu voi fi, dar în Duhul meu, de fapt. Not only am I going to be with you. Și nu numai că voi fi cu voi. Like he was with them. Cum a fost cu ei. Sometimes he was with them. Cum a fost cu ei pe pământ. Uneori era cu ei, alteori. Other times he wasn't with them. Nu era cu ei. Other times he prayed all night. Remember? Alteori se ruga întreaga noapte, toată noaptea. They said, where's the Lord? Au zis, unde este Domnul? He's up in the mountain praying up there. Este sus în munte, se roagă. But he told us to get in the ship and go on the other side. Noi ne-a spus să ne urcăm în corabie să mergem de partea cealaltă. Și apoi au zis, aole, unde este Domnul, unde este Domnul? On the water, amen? El umbla pe ape atunci. Now listen to me. Acum ascultați. Something happened. Ceva s-a întâmplat. He said, I'm going to come back and live inside of you, in you. O să mă întorc aici și o să locuiesc în voi. Your body, trupul vostru, is going to become my house. Va deveni casa mea. Amen. I'm going to prepare a house for you with my father. Vă pregătesc o casă la tatăl meu. But while I'm doing that, dar în timp ce fac asta, I'm going to come again and live inside of you, or I'm going to send another, the Holy Spirit. Mă voi întoarce la voi, dar de fapt vă voi trimite un alt Duhul Sfânt. Now, one of the personalities of the Holy Spirit. Una dintre personalitățile. Because he is a person. One of the personalities. Attributes of his personality. Una dintre atributele personalității lui Duhului Sfânt. Listen to this. Este aceasta, ascultați. His job, slujba lui, is to do everything the Lord Jesus was doing. Este să facă tot ceea ce face Isus. Comforter. Mângâietor. Jesus would comfort him. He said, "Don't let your hearts be troubled." Isus îi mângâia, le spunea, nu lăsați. I'm going to send another. He's going to comfort you. Să nu vi se tulbure inima, vă voi trimite un alt mângâietor care vă va mângâia. Not only does he comfort, nu numai că el mângâie, he protects. Dar el protejează. Just like Jesus did. Exact cum făcea Isus. Not only does he protect, nu numai că el protejează, he makes provisions. Dar face provizie, adică aprovizionează, adică poartă de grijă. Lord, our taxes are due. Doamne, trebuie să plătim taxele. No problem. Nicio problemă. Peter. Petre. Go down and catch a fish down there. Ești pescar, du-te și prinde un pește acolo. Bring him back to me, one of y'all. Bring that fish back up here to me. Și aduce ce găsești la pește la mine. Open its mouth. Deschide gura. And what do you think was in it? Ce crezi că era în ea? Manuț. A piece of gold, amen? Da, o bucată de aur. Paid all their taxes. Și a plătit toate taxele lor. You got problem with your taxes? Ai probleme cu taxele? The same Jesus that went away is living inside of you, amen? Același Iisus care s-a dus, trăiește lăuntru tău. And he'll provide for you. Și el va purta de grijă pentru tine. Well, Brother Martin, I'm kind of hungry. I don't have any food in my house. Doamne, sunt cumva înfometat, nu am mâncare acasă. That's no problem. Nu e nicio problemă. No problem. Nicio problemă. Listen. Ascultați. There was a group of people with him, 5,000 people, amen. Era odată un grup de oameni cu ei, în total 5,000 de oameni, 5,000 de bărbați. What would you do for 5,000 people? Ce-i faci tu dacă ai sta în față cu 5,000 de bărbați? You'd bite your fingernails off. Ți-ai mușca unghiile.
So what am I going to do? What am I going to do? Vezi zice, ce am să fac? Ce să fac acum? Call on Jesus. Chiamă-l pe Iisus. He's living in you. El trăiește în tine. He fed 5,000 people. El a hrănit 5,000 de oameni. Couple little fishes, couple little loaves of bread. Amen. Cu câțiva peștișori și cu câteva bucăți de pâine sau pâine, cu câteva pâine. You have a problem with hunger? Ai probleme cu foamea? He's living in you. El trăiește în tine. The same Jesus. Același Iisus. Well, this is his home now. E bine, acum aceasta este casa lui. And one of the attributes of his personality. Una din atributele personalității sale. Since he is a person. De vreme ce el este o persoană. Well, he don't have a body. Da, dar nu are trup. That doesn't mean he's not a person. Asta nu înseamnă că nu este o persoană. I know some people in the hospital have a body. Știu oameni în spitale care au un trup. But they're hooked up to a machine. Dar sunt conectați la o mașină. To keep them alive. La un aparat, adică. Și ca să-i țină viață. Clinically, they're dead. În mod clinic, ei sunt morți. We'll call them vegetables. Se numesc vegetale. Sau, moarte vegetală, sau nu știu cum să o numesc. What do you call them? Moarte clinică. Clinica. Clinically dead. Moarte clinică. They're not a person. Nu știu, nu sunt o persoană. Well, their heart's beating. Inima lor bate. But they don't have a mind. Dar nu au minte. They don't have a will. Nu au voință. They have no emotions. Nu au nicio emoție. That's what a person's made up of. Din aceasta este compusă o persoană. Let me don't want to shock you too bad, but I want you to listen to this. Vreau să nu vă șochez prea mult, dar ascultați. One day that hunk of flesh we're walking around in is going to fall off. Amen. Această bucată de carne care este cu mine acum va cădea la pământ într-o bună zi. Amen. It's going back to the dust. Se va întoarce, adică mă refer în țărână. And before it gets back to the dust, și înainte de a se întoarce în țărână, the worms are going to eat all the flesh off your bones. Amen. Viermii vor mânca toată carnea de pe oasele tale. Oh, I'd like to think about it, brother Martin. Nu vreau să mă gândesc asta, frate Martin. No problem. Nicio problemă. You're not going to be there. Nu o să mai fii acolo. You're not going to be there. Nu o să mai fii acolo. This is just a house. Amen. Aceasta este doar o casă. It's an earth suit. Este costumul pământesc. Like you have a space suit. Cum ai un costum spațial? Da, they're going to Mars now. They got a little thing. Se duc acum pe Marte. Walking around in Mars, a little machine. It's taking soil and. O mașinărie care se duce pe Marte și verifică. Checking the temperature and the verifică winds and temperatura, vânturile. Everything, you know. Da. Why? Because a person couldn't live up there, amen. Pentru că o persoană nu poate trăi acolo. Unless you have a special suit. Decât dacă ai un costum spațial. This body is just a suit, earth suit, amen. Acesta este un costum pământesc. And you're inside it. Acest trup. Și tu te afli înăuntru lui. If you just love my body, you're gonna have some problems, amen. If you just love me because of my body. Dacă creezi probleme trupului meu, if you just love me because of my body, or you think I'm good looking or whatever. Mă iubești doar din pricina trupului meu că arăt bine sau nu știu ce? All my hair is falling off my head. Tot părul meu încade acum. I'm getting old, amen. Îmbătrânesc. I didn't look like I used to look. Nu mai arăt cum obișnuiam să arăt. Sometimes I'm walking down the street and I happen to look in one of them windows and it's kind of a I can see myself in a window. Uneori umblu pe stradă și văd oglindele alea, scuze, geamurile a fumurii și mă văd ca într-o oglindă în ele. I have to stop and look. Who's that old man? Trebuie să mă opresc să zic, cine este bătrânul acela? I don't even recognize myself. Nici măcar mă mai recunosc. Amen. Amin. But don't get too critical of me. Amen. Dar nu mă critica prea mult. Your body's going to do the same thing. Amen. Trupul tău va face același lucru. When Mother Nature's finished with you. Când mama natură va termina lucrarea cu tine? Amen. And all your teeth fall out. Și toți dinții îți vor cădea? And your nose and your chin meet together. Și când nasul și cu bărbia se întâlnesc împreună? And you wear your pants up to here and you walk. Și porți pantalonii până aici? Like that, amen. You'll understand what I'm talking about. Vei înțelege la ce mă refer? It's just an earth suit, amen. Este doar un costum pământesc. But it's the temple of the Holy Ghost. Dar este templul Duhului Sfânt. And his desire is to live his life through you. Și dorința lui să-și trăiască viața prin tine.